Fraților, s-a stricat mașina aici în pustietate. Deci pur și simplu nu mai pornește, nu știu ce are. Noroc că are cine să mă ducă. Sperăm că va fi ceva minor. Mi-a rupt cheia. Și e singura. Cum așa ceva? Deci mai pornește mașina cu treaba asta. Deci e real așa ceva? Hai să spun, dacă tot s-a stricat mașina, hai să facem și un vlog. Sunt aici cu Andrei. Andrei, da. Cum te găsim pe Facebook? Andrei Vasilescu. Andrei Vasilescu, care se pricepe foarte bine în toate lucrurile astea ce țin de Opel, de electronică, de baterii, de alternatoare, de tot. Și de instalații sanitare. Și de instalații sanitare. Și am avut noroc că a fost acasă, fiindcă s-a stricat mașina. Deci s-a stricat mașina, fiindcă Tania este o femeie foarte puternică și atunci când a băgat cheia în contact, pur și simplu s-a rupt cheia și a sărit chipul și mașina nu mai recunoaște, probabil, chipul. Probabil că da. Cine știe ce o să fie atins pe acolo. Și acum noroc a fost că Andrei este liber astăzi și mergem la un domn care se ocupă cu chei, cu făcut chei și toate astea. Să vedem dacă e problema de aici și dacă putem să luăm mașina din de pe autostradă. O să vă ținem cu update, să vedem ce rezolvăm cu mașina, dacă o luăm sau o lăsăm acolo. Ce am întrebat la Nicu, se pare că nu este cheia de vină, se pare că e bateria, așa e? Vedem. Să sperăm că e bateria și să nu fie altceva mai greu. Am venit să mâncăm ceva la Presto Pizza și apoi vom vedea dacă vezi astăzi în mașină. Dacă nu, acolo rămâne pe semafor. Gata, am luat-o către autostrada Soarelui. Suntem pe premisa că merge pe premisa că devine bateria. Avem aici două baterii, una pentru auxiliar, pentru cărțile auxiliar și una pentru mașina principal. O să punem bateria pe mașină. Dacă o să pornește. Dacă nu pornește, vedem dacă pornește, dacă nu. Băi, nu știu ce să fac cu ea, cred că mâine, păi mâine, că nu avea timp, o iau de acolo. Să vedem dacă am încuiat și ușile, că acum mi-a spus că dacă încui mașina din butuc, se încuie doar ușa din, și n-ai baterie, se încuie doar ușa de la șofer. Eu am plecat de acolo crezând că toată mașina e încuiată și e safe. Trebuie verificată la ușile de Opel, trebuie verificată în parte dacă nu mai ai baterie. Și are mulțumim cu ușa, fiecare ușă, fel de gropiță, și gropița respectivă faci lama de la cheie, care face țâc și atunci s-a blocat. Poți să închizi ușa, s-a blocat. Am plecat convins de acolo că e mașina securizată și că nu o să frâni nimic din ea, dar e bine la Opel că nu are chestiile astea pe ușa să ți arate dacă e deschisă sau e închisă mașina. Voi știați că se pune ulei 2T la... la cât puneți pe uleiul? La 10 litri de motorină, bag cam vreo 33 de mililitri. Și a spus că, ia, să văd și eu cum, cum puneți. Și a zis că merge mașina mai ok? Sau? Unge, unge injectoarele, poma de injecție, sistemul de injecție. Am văzut că merge chiar mai bine decât avea. Se aude mai bine motorul. Mașina asta consumă foarte puțin. Suntem pe autostradă, la 100 de km pe oră, pe pilot automat. 725 de cai, motor de Isuzu. Exact. Pe un Opel Zafira, 7 locuri, nu? Opel Zafira B, da, 7 locuri, 2 găbi. Consum de 3.6-3.4. Gata, am ajuns la frumoasa adormită. Să vedem dacă reușim să o reînviem la viață. Sau adormită rămâne. The Black Beauty. Luăm cina la locul Andy Popescu. Și apoi ne băgăm să vedem dacă... Ne-am ba, da. Le întorc după aia la izare. Și apoi o să vedem dacă opa. Dacă pornește mașina. Ușa era deschisă, clar. Deci eu eram convins că o să luați mașina aici 2-3 zile și nu o să intre nimeni în ea. Și a revenit frumoasa. Poate reveni la viață. Ia să vedem, merge din cheie? Merge din cheie. Ia să vedem dacă face ceva. Nu face nimic. Este o problemă.
Cât încarc aici? 11? Nu, 9. 10. 10.31. Nu, că nu e viteza. Chestia asta cu... cu farurile? Cu farurile, ție îți omoară... bateria. Îți omoară bateria când pornești. Hai că mai ceva. Pinge la mașină! Cați-vă în ea! Încercam să dăm bateria jos, dar cred că nu avem sculele necesare. Clar e de aici. Da, bine măcar că se desface. Se desface? Da. Bagă mâine de pianist? Da, nu. Aici. Posibil ca Tania, ce am făcut review cu eu astăzi, să fi lăsat poziția prinse, adică să fi pus contactul. Și la mine farurile se aprinde automat atunci când contactul e pus. Bateria fiind făcută, atât i-a fost și nu mai pornește. Asta, tabulatoare. Hai că am dat seama că nu avem interesant să deschidem să scoatem de acolo șurubul. Chiurița aceea, special la varianta 2 cu cabluri de încărcare. Până când începe până acasă. O lăsăm puțin să se încarce și apoi vedem dacă pornește. Dacă pornește, care ar fi problema? Trebuie să schimb bateria, nu? Nu, trebuie să uit să... să pun farul. O să mai încerci așa să vezi mâine dacă se pornește. Da. Ce ai mers sau mai puțin plinoși sau vezi dacă ai ajuns cu ea până, nu mă oprești până în București. Clar. Te zic până acasă. Și ai ajuns acasă sau ieși și te oprești la un magazin, nu știi care bateria. Da. Îți face așa un plan. Bă, dacă nu mai pornește, înseamnă că e de la baterie. Nu se încarcă bateria, vedem dacă încarcă așa altă năpătă. Că te încarcă. A pornit. Hai, să vedem. Cu cât încarc alternatorul? 14.2. Deci alternatorul e ok, nu? Da. Deci bateria e buba. Vreau să mergi și vezi dacă ta te opriți, te opriți motorul, după aceea să mai pornești. Pornește, nu-i doua baterie. S-a întâmplat acum. Haideți când am scăpat de problema la mașină. Suntem în a doua zi. Și mi-a făcut ficușa dimineață. Și se zice ciudat că ea pornește, dar pornește ceva de genul. La prima cheie, ia uitați-vă puțin. Deci cam așa pornește. Apoi la a doua, a treia cheie, merge destul de bine, adică... Ai văzut cum pornește? Ia, ridicăm pic capota. Se ridicăm pic capota? Ce parte din mă? Ia uite și tu la baterie. Ia să mai opresc o dată. Și așa pornește a doua oară, ia să vedem. Deci a doua oară merge mai bine, dar nu, și a treia oară și mai bine. Hai să suntem în ziua numărul 3. Ieri am fost la Andrei să-mi dea bateria lui, să văd dacă mașina pornește bine cu o altă baterie. Și într-adevăr de aici este problema. Și astăzi am ajuns să-mi cumpăr o baterie normal pentru mașina. Era pornit destul de greu. Mie mi se pare totuși ciudat de ce la prima cheie nu punea deloc, apoi la a doua pornea mai bine, la a treia din ce în ce mai bine. Dacă o baterie e terminată, eu credeam că la prima cheie nu pornește, la a doua nicio șansă. Dar norocul meu a fost că și ieri cu bateria mea de pe mașină, mașina pornea, dacă ținea contactul mai mult, învârtea și până la urmă pornea. We'll be right back.
Ia să vedem dacă pornește cum trebuie. Da. Altceva? Mai ales că am lungit vlogul ăsta cam mult pe 3 zile. Gata, am rezolvat și eu în sfârșit cu problema la baterie. Bine că a fost așa, am cumpărat o baterie italiană, nu știu, sorgeții sau ceva de genul. N-am văzut la foarte mulți bani pe baterie, fiindcă de obicei o baterie cam atât ține, 2 ani, 3 ani, tare garanție cea de față. Bateria a costat 270 de lei și are un amperaj de 78, din câte am văzut pe baterie. Ca să fac așa un mic rezumat, mașina m-a lăsat să făceam review cu Tania, review mașinii ei. A doua zi a lansat pe Andrei, de fapt, în ziua respectivă. Eu am crezut că e de la cheie, fiindcă în acel moment s-a rupt și cheia în contact și am crezut că n-am mai făcut, nu mai recunoaște chipul mașinii. Am mers până la București, am verificat cheia, cheia n-avea nimic. Apoi l-am întors înapoi, am încercat să dăm jos bateria, n-am reușit, fiindcă la Opel sunt toate piesele mult prea apropiate încât îți trebuie chei care să intre în locuri foarte strâmte. Apoi am trecut la varianta numărul 2, în care am pus cablurile de regăsare a bateriei, mașina a pornit, dar în fiecare, dacă lăsam 2-3 ore, bateria pur și simplu rămânea fără curent. Asta mi-a spus și cel care mi-a testat în bateria, că bateria nu putea să mai ține deloc curent în ea. Și apoi, după 2-3 porniri, am început să meargă din ce în ce mai bine. Acum cu bateria asta, mie mi se pare că mașina merge și mult mai bine, merge, nu știu, motorul mai rotund, nu știu dacă are vreo legătură cu treaba asta, eu zic că are. Dacă ai o baterie pe moarte, clar și motorul atunci când e solicitat, când dă drumul la el funcționa sau, nu știu, la faruri, mi se pare că mașina merge mai greu, să zic așa. Îi mulțumesc încă o dată lui Andrei pe această cale. O să vă las Facebook-ul lui în descriere. Andrei este un băiat de nota 10, un om de nota 10, foarte săritor, care la primul apel l-am sunat, a spus că am o problemă, a venit fără să se gândească. Asta nici să gândească. Cam acesta a fost vlogul pentru astăzi. A fost un vlog cam haotic, dar asta e, că încerc să rezolv multe chestii și cu munca și cu mașina stricată și cu vlogul. Dacă apreciați această chestie, lați un like, un share și un subscribe, să vadă și prietenii voștri. Poate cineva se lovește de problema aceasta cu bateria, să știe cum să o rezolve în timp cât mai rapid. Până data viitoare, toate cele bune! Pa!